bună dimineața, bună ziua, bună seara, bună să-ți fie inima împărate, luminate cu cămașa ruptă în spate. Nene, nu știu când te uiți tu la clipul ăsta, este ora 12 și 50 de minute. Eu am plecat de o oră și 10 minute. M-am oprit aseară undeva pe la ora 2. M-am pus lângă unul cu frigul. L-am auzit când a pornit odată și shutdown a fost. N-am mai auzit nimic. Așa am dormit. Ia uite, bă, ce descoperiri arheologice pe aici, frate. Și la ăștia este valabilă chestia aia, că s-au găsit nu știu ce gândaci care treche dintr-o parte în alta și nu fac autostradă. Cine știe, la ei cred că e altfel. Bă, ia fii atent, apropo de gândaci, frate. Ia uite, mă, din asta electrică pe aici. Servus, băbiță. Unde te duci? Cred că merge la pește, cine știe. Văzusem un clip, frate, pe YouTube, nu mai știu, pe TikTok ăsta. Erau tot așa într-o coloană din asta, nu mai știu în ce țară, în sfârșit. Și erau opriți, știi, era ștau și șoferul dădea la pește pe partea alaltă. Era ok, frate, nu e niciun fel de problemă, este perfect. Ai voie să faci asta. Băi, știi la ce mă gândeam? Stai să mai ridic un pic aici, să vadă bine aici treaba asta. În sfârșit, hai că este ok. Și că este o parcare la 500 de metri. Oricum nu mă interesează, mergem mai departe. Am fost și la baie, totul e perfect. Și băi, dar e foarte cald, neobișnuit de cald. Sunt 22 de grade. Azi dimineață când am ajuns chiar nu, nici nu am dat drumul la Sirocco. Zic, bă, mi se pare așa un pic cald, știi? Și zic, nu-i dau drumul. Și nu i-am dat drumul și nici cald nu mi-a fost, dar nici frig. Chiar foarte bine am dormit. Vin din Polonia, mergând cu acea prin Nemția pe aici, mai am 96 de kilometri. Auzi, iată la ce mă gândeam. Stai așa să punem aici la 85, să nu mai iau asta așa mare viteză. Și mă gândeam, fii atent, tu știi furnicile, da? Toată lumea le știe. Deci sunt peste tot, mai ceva ca doamna Cici. Îs everywhere, pe tot globul. Îs mai mari, mai mici, din alea care zboară, unele care se târăsc și tot așa. Încearcă să-ți imaginezi un cuib, un mușuroi din ăla de furnici, da? Un mușuroi de furnici, da? Ele sunt acolo. Toată lumea știe ce are de făcut, sunt organizate, la fel și albinele, dar l-o furnica. Mie îmi place, mă, furnică duce în spate un grăunte jumătate, știi? Este așa, în sfârșit, înțelegi? De, legată de cățeluș cu părul creț, dar e după serbare. Și încearcă să-ți imaginezi mușuroiul ăsta de furnici, unde totul este organizat, da? Și vine cineva într-o zi, da? Și dărâmă cuibul ăla de furnici. Îți dai seama, vor fi victime. Furnici moarte, bag pe la spital, pe acolo, pe la ei. Cum e la ei acolo, mușuroi, că nu mă pricepe prea bine, știi? Furnicile alea au o lume a lor. Corect? Deci acolo este lumea lor. Există posibilitatea că atunci când cineva vine și dă pământul ăla la o parte sau sap acolo sau aruncă, nu știu, pune apă, pune chestii, da, să le dai peste cap lumea respectivă. Acum întrebarea este, ele vor percepe chestia asta ca pe un damage, da? Ca pe o problemă. Dar acum eu mă întreb, acele furnici vor conștientiza în lumea lor acolo, da? Vor conștientiza ce le-a provocat problema asta, paguba asta, dezastrul ăsta? Și acum vin și te întreb, nu știu dacă, sper să mă poți înțelege, există posibilitatea ca din 1514 oameni care se uită, trei să mă înțeleagă ceea ce spun și e perfect. Și dacă pe, în lumea lor acolo, lumea lor este răvășită, da? Ele au perceput pericolul, bă, nu știu ce a fost, dar a fost ceva. Și ele, în lumea lor acolo, ne vor identifica pe noi, pe cei care am stricat acel mușuroi, cu sistemul lor de valori și sistemul lor de înțelegere. Adică, e ca și cum cade acum un asteroid aici, da? Și explodează șoseaua asta, le sar la ăștia borcanele cu muștar și toate alea de prin portbagaj, în sfârșit.
Da, și eu identific, bă, a fost ceva de foc. Poate că o fi fost un alt fel de material, dar eu zic, bă, a fost ceva de foc, nu știu ce a fost, asteroid, cometă, cum se numesc toate lucrurile astea, habar nu am, dar zic, aia am văzut și asta pot să-ți descriu, da? Pentru că eu încerc, ca și pământean, încerc să identific cu sistemul meu informațional ce a fost aia, bă, a fost ceva de foc. Poate că focul ăla respectiv ar fi fost altceva. Hai, bro, du-te și ne ții umbră aici, bro, nu mai putem să povestim, fiți-ar frigul, să du-te de aici. Sigismund, bagă-te că ți-am dat din ăsta de lumină, luminozitate, pac, pac, te-ai băgat, du-te odată că avem de povestit. Și acum eu vreau să te mai întreb ceva. Așa. Acum noi suntem aici pe pământ, da? Și noi avem lumea noastră. La fel cum și furnicile au lumea lor. Da, le-a fost distrus cuibul. Bă, zice, a fost ceva. Habar n-am ce, a fost din aia și din aia și s-a distrus cuibul în sfârșit. Da, bă, lasă-mă cuibul, șuroi, stol, cum eu zice. Lasă-mă că înțelegi ideea, știi despre ce e vorba. Și nimeni și ăsta ce duce aici, Volkswagen, Golf. Acum în lumea asta noastră se petrece ceva, da? Mai vin tot felul de luminițe din astea. Unii le spun extratereștri, alții le spun alte lucruri, în sfârșit. Ideea care este? Că nu știm exact ceea ce sunt, da, 100% clar. Dar cum pe pământul ăsta sunt mai multe lumi și acum încep să-ți spun, este lumea furnicilor, da? Bun, avem lumea furnicilor. Ce lume mai putem avea? Putem avea lumea microscopică, care nu o cunoaștem, da? Și luăm și lumea noastră. Deci avem lumea microscopică, lumea furnicilor și lumea noastră. Avem trei lumi, să zicem. Oricum sunt mult mai multe cu siguranță. Dar zic așa, nimă de la Sălaj a venit cu cercurile pe aici, prin Germania. Aud eu la mă. Păi acum luăm astea trei lumi. Lumea microscopică, lumea furnicilor, lumea noastră. Bă, ai mai zis de 5 ori, deja mai plictisit. Ai răbdare, că eu trebuie să zic de multe ori. Îți mai zic o dată? Nu. Nu da skip, stai un pic. Și în lumea microscopică acolo, iarăși se întâmplă ceva, da? Vine vaca, a mâncat iarba, s-a dus damage, gat, nu mai știi ce e acolo. S-a stricat și lumea aia, da? O parte din ea, cu siguranță. În lumea furnicilor vin, eu dau cu lopata că trebuie să pun un stâlp aici sau să fac o groapă, că trebuie să pun un cireș, s-a distrus lumea furnicilor. Pământenii sunt atacați de alte entități. Da? S-a distrus lumea pământenilor. Zic. Doamne ferește. Dar acum ideea este alta. În acest pământ, indiferent de formă, da, că e rotund, că e glob, că se învârte cu 14 miliarde de kilometri și nu amețim și irelevant, da, că e plat, că e nu știu cum e, habar n-am. Bine că e. Eu sunt aici și e ok. Și tot pământul ăsta conține mai multe lumi. Acum, dacă extraterestrii ăia și ăia fac parte tot din lumea asta, numai că noi nu putem interacționa cu ei. De ce? Păi lumea microscopică e aici, lumea furnicilor e aici, lumea pământenilor e aici. Da? Și lumea aia la altă extraterestră e la 1000 de kilometri în sus, cât vrei tu, da? Deci mai sus ierarhic, înțelegi, mă, ce vreau să zic? Adică la parter e lumea bacteriilor acolo, la etajul 3 e lumea furnicilor și la etajul 7 e lumea oamenilor, lumea noastră, da? Iar la etajul 14 e lumea extraterestră, poate și peste lumea extraterestră mai există o altă lume și tot așa. Bă, gândeam eu acum când mergeam aici, bă, ar putea fi adevărată teoria asta? Doar te întreb, ce părere ai tu despre teoria asta, om frate? Pentru că
furnicile, spre exemplu. Eu nu știu dacă ele mă recunosc pe mine. Adică se uită o furnică în sus, de acolo, din turnul de observație și zice: mamă, frate, a venit șoferul ăsta de camion. E un om, firar măsa lui Soare, știi? Și ele probabil că vor spune la fel ca și mine: bă, au venit extraterestri, OZN-uri. Dar eu nu știu ce sunt entitățile alea. Poate că și ea fac parte tot din clubul nostru de aici, de pe pământul ăsta. Și noi nu putem interacționa cu ei, că e un nivel mult prea mare, frate, de comunicare. Adică nu cred că am cum să mă înțeleg. Probabil că și eu, să zic, ca și om, dacă aș studia furnicile, nu știu, ani de zile, zeci de ani, mii de ani, habar n-am, probabil că aș putea să încerc să relaționez pe un limbaj foarte mic, foarte, foarte mic cu ei, cu ele, cu furnicile, da? Eu am o problemă cu furnicile, azi la țânțari și asta, în sfârșit. Și probabil că le-aș înțelege: bă, uite, ei se duc pe aici, când au nevoie de hrană fac nu știu ce, sau înțeleg, și aș putea interacționa cât de cât cu ele. La fel cum și extraterestri ăștia, OZN-urile astea, cum le spun ăștia, interacționează și ăștia cu noi, într-un fel în care se pricep ei. Adică, ba, cu niște lumini, ba, fac niște forme, că s-au uitat ei și au văzut, zice: bă, pământeni, ăștia cunosc anumite forme geometrice, știi? Hai, mă, du-te că mă bagi în parapetul ăsta, bro. Așa. Și ia, uite-l, mă, și pe la curilo, da. Bun. Ce facem aici? Trebuie să mergem înainte. Ah, ok. 400 de metri și că e ceva radar. Păi de ce a spus acolo radar? Nu înțeleg. Cu ce radar o să fie aici? O amețeală. Și... mamă, mi-am pierdut ideea. Tu zlampa, mătii. Și ei se gândesc: bă, stai așa, pământenii ăștia cunosc formele geometrice și încercăm să comunicăm cu ei în formele geometrice sau în spectru, pe lumină, pe, știi, pe fel de fel de chestii din astea. Probabil că așa au gândit ei sistemul de a comunica cu mine, pământeanu. Și eu am găsit un sistem de a comunica cu furnica, și furnica poate a găsit un sistem de a înțelege sistemul de bacterii. Înțelegi? Care vaca vine, le mănâncă, și tâmpita aia de la Bruxelles zice: bă, vaca face caca. Așa și? Păi poluează. Du-te, dracu de tâmpită ce ești, ești nebună la cap, dar tu nu faci caca, nu poluezi, nebuna pământului. În sfârșit. Și așa mă gândesc eu, mă, că aici pe planeta asta, eu cred că nu sunt mii de sisteme din astea de lumi. Eu cred că sunt milioane de lumi care noi nici nu le-am descoperit, mă, care nici prin cap nu ne trece că ar putea exista. Poate într-un copac din ăsta sunt 1000 de lumi, frate. Te-ai gândit la treaba asta? Păi sunt odată furnicile care urcă pe copac. Sunt odată nu știu ce alte vietăți din alea care alea la rândul lor nu identifică furnica, dar știe că de fapt este un pericol și nu poate să exprime ce pericol este ăla. Înțelegi? Zic și eu. Bă, ce părere ai tu despre teorema asta mea aici din Nemția? Îți mulțumesc frumos pentru atenție și te rog frumos să-mi scrii, pentru că există posibilitatea ca în toată nebunia mea tu să înțelegi ceva și să-ți sară fisa, dacă înțelegi ce vreau să zic.